Chiar și în perioadele când nu plouă, pe strada Căminului abia se poate circula. Sunt porțiuni unde apa și noroiul se întind dintr-un gard până în celălalt, iar traversarea străzii este o adevărată aventură. Locuitorii de pe această stradă sunt revoltați și așteaptă de ani de zile ca municipalitatea să facă ceva și pentru ei. Cum să ne descurcăm? Cu cizmele. Luăm cizmele cu noi, dacă vrem să ne ducem mai departe, le pădăm cizmele la o vecină și ne luăm pantofii. Nu a venit nimeni de la primărie să facă ceva pentru dumneavoastră? Prea mama și tata, poate că veneam, dar dacă nu trece niciunul, ce să facă? Tot la fel, nici lumină n-avem. De trei seri noi n-avem lumină. Nu merge iluminatul? Nu merge. Și uite, noroi, uitați, până nu mai putem să mai trecem niciun pic. Asta e nenorocirea. Greu, da? Ce să fac? N-am ce să fac. Pune tati, uite cum ai apa în poartă. Pe primar l-ați văzut pe aici? A trecut vreodată? Nu l-am văzut, nici nu-l cunosc cine este. Nu știu. Mai vine cineva până la noi să zică că mai sunt niște amărâți până orașul ăla, până marginea orașului, și nimeni nu mai trece până la noi. A fost cineva în audiență la primărie? Așa m-a auzit. Nu știu, că n-am ieșit afară din casă, dar așa m-a auzit că a fost în audiență. Și ce s-a răspuns? A spus că vine să vadă. Când s-a întâmplat asta, de mult? Mai de mult, după ploile alea, când a fost ploile alea mai mari. Și a venit cineva? N-a venit nimeni. Ce să vii? N-a venit nimeni. Avem lac acolo, peste tot, o mașină o ținem acolo, una aici. Și cum treceți? Cum trecem? Păi mai trecem unul altul. La pâine, la asta, eu nici nu mai pot să mai mă duc să duce soțul. Până lângă gar, pe unde putem să mai trecem. A zis că de anul trecut a spus că o face în noiembrie. N-a mai făcut-o nimeni în noiembrie. De zeci de ani de zile este așa. Da, de când am venit aici în 60, tot așa este. Nici nu mai avem crezământ. Că mereu zice că o face și nu o face. Și peste tot s-a pus în alea, în părțile alea, s-a pus niște pietriși și a... E bun cum este, că nu mai e lacurile astea, dar aici nici nu vorbă să pui. Locuitorii de pe strada Căminului s-au hotărât să se adreseze din nou în scris primăriei, sperând că până la urmă vor fi luați în seamă. Deocamdată sunt obligați, așa cum se întâmplă de ani de zile, să circule prin noroaie și sărabde.